Regii, nobilii, mulțimea și... ce demodat! Chiar și vulgul. Oh! Am fost foarte supărată că nu am primit o invitație. N-ai fost poftită. N-am fost... Oh, Doamne, ce situație neplăcută! Sper că doar ați omis să-mi trimiteți invitația. Atunci ar fi mai bine să-mi văd de drum. Și nu sunteți jignită, excelență? O, nu, majestate! Și ca dovadă că nu sunt, îi voi face pruncului un dar neprețuit. Ascultați bine cu toții! Prințesa va avea parte de splendoare, grație, mărire și iubirea celor ce-o cunosc. Dar, până la înserat, când va împlini 16 ani, își va înțepa degetul în fusul unei roți de tors și va muri. Oh, nu! Opriți monstrul! La o parte, proștilor! Nu disperați, maestate. Vreme bună mai are de ursit. Atunci poate să dezlege blestemul? Oh, nici de cum. Puterea malefice e mult prea mare. Dar poate ajuta. Dar văd tot ce poți, drăguță. Hai, încearcă. Prințesă scumpă, de vrăjitoarea ta orbi, să atingi fusuri argintii. La ceruri eu nădăjduiesc, prin darul ce ți-l dăruiesc. Nu vei pieri, ci vei dormi, iar soarta-ți vei îndeplini. Și din somn te vei trezi, când dragostea tu vei găsi și vraja va pieri. Și regele Ștefan dădu poruncă strașnică în aceeași zi ca toate fusurile din regatul său să fie arse. Și porunca i se îndeplini. Naiva de mine. Hai, vino să bei un ceai, drăguță. Găsim o soluție, îndată. Pe malefica nimic nu o poate opri. Evident, dar ce-ar opri-o? Poate dacă discutăm cu ea. Discuții? Cu malefica? Nu fi chiar așa de rea. A, sigur că e. Aș vrea să o transform într-un borcan de untură. Drăguță, nu-i frumos să vorbești așa. Și nici nu putem. Farmecele noastre nu funcționează așa. Ele aduc speranță în lume și numai bucurie. Aș fi tare bucuroasă. Sigur există o cale. Am găsit. Ai găsit? Hai spune, Flora. Am să opresc. Și pereții au urechi.